Ne bucurăm să fim în locul acesta, ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu, de prezența tuturor celor care sunt în locul acesta. Și fie ca Dumnezeu să ne vindece în seara aceasta de miopie spirituală, pentru că e posibil să stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu și ochiul nostru rău să distorsioneze ceea ce citim în Sfânta Scriptură. Și cred că niciunul dintre noi, inclusiv eu, nu suntem feriți total de pericolul acesta, da? Te apropii de Sfânta Scriptură cu niște prejudecăți, cu niște iudei, cu niște premize, cu niște lucruri colectate. Că am auzit, că eu știu, că eu sunt sigur, că Biblia asta spune. Și atunci când citești anumite pasaje, vederea ta spirituală distorsionată aplică ideile tale textului și începi să citești în Biblie ceea ce ai vrea să se găsească în Biblie, ceea ce îți imaginezi tu că este în Biblie, de fapt, nu ceea ce este cu adevărat acolo. De aceea avem nevoie fiecare dintre noi, începând cu mine, pentru că suntem aici și vă predic în cuvântul lui Dumnezeu, avem nevoie să fim vindecați de miopie spirituală, Duhul Domnului să atingă și să aibă milă de noi. În această seară vom începe, cred că va fi într-un fel o serie întreagă de predici pe simplu această doctrina păstrării în har. Dar din cele 5 doctrine pe care am început să le studiem, alegerea necondiționată a lui Dumnezeu, totala depravare prima, alegerea necondiționată a lui Dumnezeu, a treia, ispășirea specifică pentru cei aleși, apoi harul irezistibil și chemarea eficace și chemarea exterioară a Evangheliei. În această seară ne vom opri asupra doctrinei păstrării în har. Da? Sunt aceste 5 doctrine care se leagă una de alta. Dumnezeu din veșnicie ne-a ales pentru că El a permis ca să cădem în păcat și a fost nevoie ca El să ne aleagă pentru a fi mântuiți. Iisus Hristos a murit pentru noi, Duhul Sfânt ne cheamă, dar toată Sfânta Treime este la lucru în mântuirea noastră. Astea sunt cele 3 doctrine care se leagă una de alta. Da? Din veșnicie Tatăl ne-a ales, Fiul a murit pentru noi, Duhul ne cheamă la El și la începutul acestor doctrine este această doctrină a depravării totale. Noi suntem stricați, Dumnezeu ne mântuie și întrebarea este ce se întâmplă după momentul în care Dumnezeu ne mântuie? Ce se întâmplă? Și noi spunem că după momentul în care Dumnezeu ne mântuie, există o perioadă de timp pe care noi o numim perioada perseverării în har sau a păstrării în har. Când zicem păstrare în har, ne referim la ceva ce Dumnezeu face pentru noi sau face asupra noastră. El ne păstrează, nu ne păstrăm noi singuri. Când spunem, pe de altă parte, perseverare în har, vorbim de responsabilitatea noastră. Și noi credem că aceste lucruri se îmbină. De aceea, în introducere, aș vrea să explic lucrul acesta foarte clar. Credem și în păstrarea în har și în perseverarea în har. Păstrarea o face Dumnezeu. El mă păstrează în har, iar eu trebuie să perseverez. Este responsabilitatea mea. Întrebarea însă este următoarea. Care o provoacă pe cealaltă? Dumnezeu mă păstrează dacă eu perseverez? Sau eu perseverez pentru că Dumnezeu mă păstrează? Ordinea e foarte importantă, da? Cum am încercat să sublinez de fiecare dată? Cine face primul lucru, da? Sau cine determină pe celălalt? Îl determin eu pe Dumnezeu să mă păzească? Fiindcă eu mă păzesc singur? Cum zic românii, Dumnezeu ajută pe cei care se ajută singuri. Dom'le, dacă Dumnezeu mă ajută, dacă eu mă ajut singur, ce mai nevoie am eu de ajutorul lui? Dacă mă pot ajuta singur, nu? Dacă eu mă pot păzi... Și unii zic lucrul ăsta, dar am văzut, domnule, tu trebuie să te păzești pe tine însuți. Domnule, dacă eu mă pot păzi singur, cine a voie am să mă mai păzească Dumnezeu? Dacă fiul meu, Calvin, se poate păzi singur, de câini, să cadă pe balustradă, să ce mai e nevoie să-l păzești? Eu numai așa ca să zică, hai, eu îl păzesc pe Calvin, când el se poate păzi singur. Nu. El își îndeplinește responsabilitățile și poruncile pe care eu îi le dau, dar în același timp eu sunt spate. Eu știu că o grămadă din responsabilitățile pe care le dau sunt mai mari decât poate el să ducă. Dar îi le dau pentru ca el să se dezvolte, el să persevereze. Dar eu sunt totdeauna cu ochii pe el, ca atunci când el cade, eu îl să ridic. Unii eu știu că o să cadă și îl las să cadă ca să învețe un lucru. A doua oară să fii atent, da? În spate este supravegherea, protecția lui Dumnezeu. Protecția lui Dumnezeu ne face pe noi să perseverăm. Nu invers. Protecția lui Dumnezeu ne face pe noi să perseverăm. În al doilea rând, ordinea aceasta este importantă. În al doilea rând, când noi vorbim despre păstrarea în har, automat la cineva îi vine în minte următorul lucru. Deci Dumnezeu îi păzește pe ăștia ca să nu
să piardă niciodată, asta înseamnă că ei pot să facă ce vor, da? Asta e. Deci să știți, niciodată, dacă crezi că mântuirea nu se poate pierde, niciodată n-ai să scapi de bajocura asta. Să vă fie clar. Poate vă întrebați, bă, Andrei, ce tu pomenește că de ideea asta, că dacă nu ne pierdem mântuirea, înseamnă că o să trăim în păcat. De ce tu pomenesc asta? Aproape zilnic, dacă intru într-un dialog cu cineva pe chestiunea mântuirii, aproape zilnic aud exact același lucru. Și o să-l auziți până la capătul vieții. Dacă tu crezi că mântuirea ta e lucrată desăvârșit de Iisus, de la cap până la coadă, cineva automat o să zică, aha, ăsta e din ăla care crede că poate să trăiască cum vrea el, că nu-și poate pierde mântuirea. Chiar dacă tu nu crezi asta. Cineva o să se gândească că ideea asta diabolică tu ai în mintea ta și tu de fapt de asta crezi că mântuirea nu se poate pierde, ca să te poți bălăgi în păcat. Ce înseamnă doctrina păstrării în har? Și am formulat-o foarte scurt. Doctrina păstrării în har înseamnă următorul lucru. Dumnezeu păstrează până la capăt toți credincioșii adevărați în har. Repet, Dumnezeu păstrează până la capăt pe toți credincioșii adevărați în har. Și haideți să despicăm firul în 5, nu în 4, în 5. Și să înțelegem ce înseamnă doctrina asta. Primul lucru, Dumnezeu păstrează până la capăt, da? Dumnezeu păstrează, nu omul se păstrează pe sine. Dumnezeu păstrează, să fie clar, asta credem noi. Dumnezeu păstrează, nu omul se păstrează pe el însuși. Doi, Dumnezeu păstrează până la capăt, nu temporar. Noi când vorbim despre păstrare în har, nu zicem, Dumnezeu l-a păzit, dar dacă el nu s-a mai păzit pe la 50 de ani, s-a pierdut. Aia nu-i păstrare în har. Cum unii cred, când Domnul Iisus a spus, cine crede în mine are viața, dar unii zic, au avut viața veșnică numai pentru vreo 5 ani. Mă, ce viață veșnică aia care o țin numai 5 ani? De ce spune Iisus, cine crede are viața? Dom'le, e veșnică sau nu e veșnică? Dacă tu ai avut 5 ani și după aceea ți-ai pierdut mântuirea, a mai fost veșnică viața aia? A fost sau nu a fost? Păi nu a fost veșnică dacă a fost numai 5 ani. Domnul ar fi trebuit să spună, cine crede în mine are viața în funcție de cum te porți tu. Și atunci vom vedea dacă o fi veșnică sau nu. Cine crede în mine are viața 5 ani, 10 ani, 15 ani, 30 de ani. Domnul nu spune asta. Domnul nu a mințit. Da? Deci noi credem în al doilea rând că Dumnezeu păstrează până la capăt. Nu temporar, da? Până la capăt. În al treilea rând că Dumnezeu păstrează doar credincioși adevărați. Auziți cum am formulat? Dumnezeu păstrează până la capăt toți credincioșii adevărați. Adevărați. Sunt oameni care cred adevărul Scripturii. Dacă nu... Unii zic, a, credincioși adevărați. Păi dacă omul crede, crede. Ieșiți afară și vă întâlniți cu așa zici, credincioși, catolici, ortodoxi sau ce mai fi ei, unii dintre ei care nu au mers cu ani la biserică și întreabă-l, tu crezi în Domnul Iisus? Ce o să zică el? Ce o să zică? Da, cred. Da, cred. Crezi că Iisus a întrupat din Fecioare? Da, cred. Crezi că există o biserică? Da, cred. Crezi că există Dumnezeu? Da, cred. El o să creadă o grămadă de lucruri. Este el mântuit pentru că el spune el care are credință? Martorii lui Jehova cred că-s mântuiți. Mormonii cred că-s mântuiți. O grămadă de secte, ba chiar aș putea să vă spun următorul lucru. Ba chiar s-ar putea întâmpla ca cei care populează sectele să aibă mai multă siguranță a mântuirii decât noi. Că noi dacă suntem luminați de Duhul Sfânt, de multe ori ne îndoim de realitatea care e noi. Că ne cercetează Duhul Sfânt și ne mustră pentru păcatele noastre. Ei n-au nicio treabă. Ăștia sigur că numai a lor e calea. Ăștia sigur că numai ei sunt mântuiți. Ăștia au o siguranță mai mare a mântuirii. Dacă te iei după pretențiile lor, ei sunt credincioși adevărați. Nu, doctrina aceasta spune nu că toți cei care cred că sunt mântuiți o să fie păstrați până la capăt, ci cei care sunt cu adevărat mântuiți. Noi care cred ei că sunt mântuiți. Da? Deci Dumnezeu nu o să mântuie martorii lui Jehova numai pentru că ei cred că sunt mântuiți. Dumnezeu mântuie numai pe aia care sunt adevărat mântuiți. Deci noi vorbim despre o păstrare a celor care sunt cu adevărat mântuiți. În al patrulea rând, afirmația spune că Dumnezeu păstrează până la capăt toți credincioși adevărați. Și Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, într-un dialog, în rugăciune cu Dumnezeu, spune, am păzit pe toți aceia pe care mi-ai dat. Iuda s-a pierdut, zice, ca să se împlinească Scriptura. N-a pierdut pe niciunul. Deci Domnul zice, Doamne, am încercat, eu m-am chinuit, mi-am dat nici măcar 3 ani jumate n-am putut să-i țin pe toți. Nici măcar 3 ani jumate. Dacă Fiul lui Dumnezeu, ascultați-mă, dacă Fiul lui Dumnezeu nu a fost în stare să ne păzească și să-i păzească măcar 11 oameni, atunci să fii sigur că noi nu ne putem păzi. Dacă El n-a putut să-i păzească, noi sigur ne putem păzi. Asta să fie clar. Și după capul unora, Iisus nu poate să-i păzească pe toți. Încearcă, își dă străduința, El știe că nu o să-i poată păzi pe toți, dar încearcă, numai așa, să
Că trebuie să încerce. Nu. Dumnezeu păstrează până la capăt pe toți credincioși adevărați și auziți. Asta e foarte important. În har. În har. În har. Harul este mântuitor și harul este sfințitor. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii ne învață ca să o rupem cu păgânătatea. Harul nu ne învață să trăim în păcat. Dumnezeu, doctrina asta nu spune Dumnezeu păstrează până la capăt toți credincioși și adevărați în păcat. Ci îi păstrează în? În har. Cum, domnule, poți să-mi impuți mie că eu învăț o doctrină care duce la păcat când eu spun că este o doctrină care duce în har, nu în păcat? Eu n-am auzit pe nimeni care să învețe doctrina asta și să se spună Dumnezeu păstrează până la capăt pe toți oamenii în păcat. N-am auzit așa ceva. De când sunt eu n-am auzit așa ceva? De când citesc cărți, de când citesc teologia asta, n-am auzit așa ceva în viața mea. Eu n-am predicat așa ceva în viața mea. Că Dumnezeu ne păstrează în păcat. Nu, tocmai asta spunem. Așa se cheamă doctrina. Doctrina păstrării în har. Harul nu te împinge la păcat. Harul te mântuiește, harul te sfințește și te păzește în sfințenie, nu în păcat. Da? Asta spune doctrina asta. O altă observație importantă pe care vreau să o fac în introducere este că această doctrină nu înseamnă că nu mai facem păcat niciodată. Unii s-au dus în altă extremă. Am auzit și pe alții care au zis, a, deci ăștia învață că dacă ești păstrat în har, adică în sfințenie, că ei nu mai păcătuiesc niciodată. Ce am auzit aberația asta, zice, doctrina asta te duce, domnule, să te sinucizi. Că zice, dacă tu crezi că ești păstrat în har, da, în sfințenie, când o să păcătuiești, ce o să faci? O să zici, bă, eu nu s-a ales. Și o să sinucide omul. Nu, domnule, noi zicem că suntem păstrați în har. Noi nu negăm că sunt momente în viața noastră în care cădem. Noi nu negăm că sunt credincioși care au căderi grave uneori, cum vedem în Sfânta Scriptură. Ce credeți dumneavoastră? Căderea lui Petru a fost gravă? A fost foarte grav. A fost păstrat în har? Dar eu m-am rugat pentru credința ta ca să nu se piardă. Când te vei întoarce să întărești pe frații tăi, Domnul proclamă deja și căderea lui și întoarcerea lui. Că s-a rugat pentru el ca să nu se piardă. A avut cădere, dar a fost recuperat, ridicat din căderea lui. Ceea ce spunem noi este că suntem păstrați în har și indiferent de căderile noastre, noi vom fi ridicați din căderile astea. Noi vom fi ridicați din căderile astea. Noi nu vom persista în păcat sau, ca să folosim expresia Sfintei Scripturii, noi nu umblăm în mod continuu în păcat. Cine trăiește în păcat este de la diavolul. Nu cine face păcat, cine trăiește. Ce înseamnă să trăiești? Să umbli în mod continuu în păcat. Dom'le, ai căzut, dar te ridici de acolo. Că Duhul Sfânt te face să te ridici. Dacă îmi pune jordea pe tine și totul să te ridici de acolo, dacă ești un credincios adevărat al lui Dumnezeu. Și câți dintre noi n-avem, dacă nu toți, experiența aceasta, când am căzut și am tins să rămânem acolo, Duhul Sfânt am pus mâna pe, folosesc o imagine, da, pe jordeș, deci ne-a ridicat de acolo. Mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Asta e lucrarea Duhului Sfânt în noi, ca să ne ridice de acolo, da? O altă observație introductivă. Doctrina păstrării în har duce la siguranța mântuirii, dar nu este același lucru cu siguranța mântuirii. Nu este același lucru cu siguranța mântuirii. Nu este același lucru, da? Păstrarea în har o face Dumnezeu, siguranța mântuirii ține și de capacitatea mea spirituală de a înțelege ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Una e ce face Dumnezeu în tine, că te mântuiește, și alta este înțelegerea ta asupra mântuirii tale. Sunt credincioși care nu știu foarte multe lucruri despre mântuirea lor. Nu știu să-ți facă așa niște formulări din astea doctrinare, pompoase și să spună ce înseamnă propițiere, ce înseamnă ispășire, ce înseamnă răscumpărare, ce înseamnă reconciliere, ce înseamnă regenerare, justificare, îndreptățire, să le împartă pe toate. Care e diferența între pocăință și credință? Care e prima, care e a doua? Cum să leagă între ele? Ce înseamnă procesul sfințirii progresive? Ce se întâmplă la glorificare? Nu știu ei să-ți facă toate lucrurile astea. Ei știu că îți mântuiți, încearcă să trăiască în sfințenie, depind total de Dumnezeu și merg înainte. Nu știu ei să facă multe formulări. Poate nu au ei o înțelegere grozavă asupra mântuirii sau o siguranță extraordinară a mântuirii. El se păzește de păcat, cum știe, de ispită, de diavol, de lume și merge înainte. Înțelegeți? Și îl întreb, măi, ești sigur de mântuirea ta? Da, sunt, dar uite, mai cad, mai nu știu ce. El este mântuit? Îi mântuit. Îi sigură mântuirea lui? Îi sigură. Că el nu are o percepție deplină asupra mântuirii sale, asta e cu totul altceva. Deci noi avem momente în viața noastră când poate ne pierdem siguranța mântuirii sau bucuria mântuirii, dar asta nu înseamnă că am pierdut
mântuirea. Sunt două lucruri total diferite. Mântuirea e lucrarea lui Dumnezeu. Siguranța mântuirii ține de capacitatea noastră, de percepția noastră de a înțelege ceea ce Dumnezeu face în viața noastră. Și mai este ceva. Când trăiești în păcat, nu te aștepta să ai siguranța mântuirii. Când cazi în păcat, Duhul Sfânt nu o să vină să spună: stai liniștit! Și ce dacă ai căzut în păcat? Ai siguranța mântuirii? Nu. Atunci o să apese cu mâna lui asupra ta ca să te ridici de acolo jos. Atunci nu vine să-ți șoptească: stai liniștit, Dumnezeu te iubește, tu ești Fiul lui Dumnezeu, nu îți faci niciun fel de problemă. Atunci nu o să strige, cum spune Sfânta Scriptură, în noi, împreună cu Duhul nostru, că suntem fiii lui Dumnezeu. Sau să strige: Ava, adică Tată. Nu o să strige asta. Atunci o să ne arate păcatul și să ne împingă să ne pocăim de păcatul nostru. Nu o să ne dea siguranța mântuirii. Deci una este să ai siguranța mântuirii și alta este să ai mântuirea. Sunt două lucruri total diferite, da? Sunt două lucruri total diferite. Chiar dacă percepția noastră asupra mântuirii noastre uneori scade din cauza păcatului, din cauza nevegherii, din cauza neatenției, mântuirea noastră este sigură. Mântuirea noastră este sigură. O altă informație introductivă este că doctrina păstrării în har nu este același lucru cu doctrina odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Ați auzit asta? Odată mântuit pentru totdeauna mântuit? Există un curent puternic, destul de puternic în America, care a intrat în foarte multe adunări. Și el este catalogat sau definit în felul ăsta: odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Eu într-un sens cred lucrul ăsta. Însă oamenii aceștia, mulți dintre ei, propovedesc următorul lucru: că dacă ești mântuit, indiferent cum ai trăi și ce ai face, ești pentru totdeauna mântuit. Vă spun fără niciun fel de rețineri. Asta este o doctrină diabolică. Deci cine spune că ești mântuit, trăiești cum vrei tu, indiferent ce s-ar întâmpla, nu te interesează, domnule. Ești mântuit, salut, ești liniștit, nu-ți mai pune problema. Trăiești cum vrei tu, ești pentru totdeauna mântuit. Asta este o doctrină diabolică. Da? Este o doctrină diabolică. Eu cu expresia în sine sunt de acord: odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Acum, problema acestor oameni este cum înțeleg cuvântul mântuit. Ce înseamnă mântuit? Fratele vă spunea duminică seară, mântuit înseamnă să fii scăpat. Acum, dacă ai schimba cuvântul mântuit cu cuvântul scăpat sau expresia scăpat de păcat, cum ar suna? Odată scăpat de păcat, pentru totdeauna scăpat de păcat, deci pot să trăiesc în păcat. Nu e anomalie? Păi dacă ai spus că ești scăpat de păcat, de ce mai vrei să trăiești în păcat? Nu-i prostește? Cum ar putea să te ducă doctrina scăpării de păcat pentru totdeauna la trăirea în păcat? Păi dacă tocmai ai spus că ești scăpat de păcat, de ce mai vrei să trăiești în păcat? E absurd, e aberant, nu? Deci problema oamenilor care spun că odată mântuit pot să trăiesc cum vreau este că nu înțeleg ce înseamnă mântuirea. Păi mântuirea înseamnă să fii scăpat de păcat. Cum poți să spui scăpat de păcat, deci pot să trăiesc în păcat? Păi tocmai ai afirmat că ești scăpat de păcat. Ești absurd, adică nu ești în stare să gândești ca un copil mic. Nu? Nu ești în stare să gândești ca un copil mic să spui asemenea enormitate. Și doctrina păstrării în har, o altă observație, doctrina păstrării în har face legătura dintre începutul mântuirii și finalul mântuirii. Noi știm cu toții, există trei faze principale ale mântuirii. Evenimentul de început al mântuirii, prin har ați fost mântuiți și Biblia vorbește despre început, când prin credință am fost îndreptățiți și am primit toate binecuvântările din Hristos. Există un proces lung al mântuirii și există o finalizare a mântuirii, da? Când omul născut din nou, care a perseverat până la capăt, este desăvârșit și dus în glorie. Fie că vine Domnul Iisus să-și răpească biserica, fie că moare și pleacă la Domnul, da? Între faza de început a mântuirii și faza finală a mântuirii, există procesul ăsta al perseverării. Procesul ăsta noi îl numim perseverare în har sau păstrare în har, care sunt două fațete ale aceleiași doctrine. Această doctrină a păstrării în har nu este o doctrină, cum spuneam, care neagă că ar exista deficiențe în credința noastră. Nu este o doctrină care neagă că există căderi în viața noastră. Nu neagă doctrina asta că există oameni care intră în adunare care nu au o credință adevărată și se duc înapoi în lume. Noi nu negăm asta. Ci spunem foarte clar că toți credincioși adevărați sunt păstrați de Dumnezeu în har până la capăt. În timpul care ne stă înainte, pentru că am spus că trebuie să fim vindecați de miopie spirituală, aș vrea să petrecem puțin timp, în a analiza doctrina pierderii mântuirii. Doctrina pierderii mântuirii. Poate suntem mai familiarizați cu pierderea mântuirii, argumentele care sunt aduse pentru pierderea mântuirii decât pentru păstrarea mântuirii, că e populară, da? Deci dacă te duci la ortodox, la catolic, la baptist, la creștin, pe evanghelie, la pentecostal și ce mai vreți dumneavoastră, aproape în unanimitate ei cred că mântuirea se poate pierde.
Acum, când cineva, trebuie să înțelegem bine, e posibil să existe oameni care bine intenționat, se apropie de Biblie și chiar vor să știe ce spune Biblia despre mântuire. Și ajung la concluzia din Biblie că mântuirea se poate pierde. Din Biblie. Problema nu este cu Biblia. Că Biblia nu are sensuri multiple asupra aceluiași lucru, asupra aceluiași cuvânt. Da? Problema este cum privești tu textul pe care îl citești. Și vreau să analizăm felul în care interpretează oamenii ăștia. De-a lungul timpului, ani de zile, tot am auzit argumente, idei, interpretări. Și aș vrea să va fi un exercițiu util pentru noi în citirea celorlalte pasaje din Biblie, a tuturor pasajelor din Biblie, învățând niște reguli. Cum te apropii din Biblie? De ce? Tu te uiți dintr-o parte, eu mă uit din alta și din același text extragem lucruri diferite. De ce? Datorită ochiului cu care privești, perspectivei cu care privești, felul în care definești lucrurile, da? Și acum aș vrea să intrăm într-un fel în mintea celor care zic că mântuirea se pierde. Ce e mintea lor? Cum judecă ei lucrurile? Și întrebarea este, judecă ei lucrurile bine sau nu? Dacă da, de ce da? Dacă nu, de ce nu? Vă arăt câteva modalități în care se interpretează doctrina mântuirii și care duce la concluzia că mântuirea se pierde și eu cred că aceste reguli de interpretare sau aceste idei sau aceste observații ale mele pe care le fac arată și trădează o hermeneutică greșită. Hermeneutica se referă la știința de a interpreta, da? Trădează o interpretare greșită a Scripturii. De exemplu, se spune, asta e prima observație a mea, și cred că asta este o problemă mare, nu se face diferența între lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului. Asta duce la doctrina pierderii mântuirii. Vreau să vă uitați în Biblie și să vedeți că nicăieri în Biblie nu găsiți expresia sau o propoziție în care să spună că cineva și-a pierdut mântuirea. Nicăieri în Biblie. În Apocalipsa găsim un cor mare de oameni care, o mulțime de oameni pe care nu poate număra nimeni și care cântă în felul următor. Mântuirea este a Dumnezeului nostru și a Mielului. Mântuirea nu este a noastră. În schimb, în Biblie, deși nu găsim expresia că mântuirea se pierde, găsim o altă expresie. Că se pierde? Ce? Credința! Dar au două lucruri total diferite. Aici este o problemă mare. Oamenii nu fac distinția între mântuire și credință. Sunt două lucruri diferite. Mântuirea înseamnă îndreptățirea noastră, iertarea păcatelor, regenerarea. Mântuirea înseamnă și procesul sfințirii. Mântuirea înseamnă pecetea cu Duhul Sfânt, arvuna Duhului Sfânt, siguranța moștenirii. Mântuirea înseamnă toate lucrurile acestea. Credința este felul în care eu primesc toată mântuirea. Sunt două lucruri distincte. De ce noi suntem înclinați să spunem că lucrarea lui Dumnezeu să pierdem când Biblia spune că se pierde ce? Felul în care omul privește lucrarea lui Dumnezeu, credința. Noi știm din Sfânta Scriptură și vedem oameni care au o credință mentală sau o credință sentimentală. De o seară am ridicat mâna, m-am dus acasă și îmi dau seama că nu s-a întâmplat nimica. O credință care a fost rezultatul unei hipnotizări în masă. Unei manipulări în masă. Credința aia nu o să țină, domnule. Credința aia nu e mântuitoare. Poate e mentală, poate e psihologică, poate e sentimentală. Mulți dintre noi am trecut poate prin toate fazele astea. Credințele astea produse într-o seară, care o țin nu numai o seară, sau nici o seară măcar, întreagă. Da? Deci eu spun, există o credință produsă de om care se va pierde în timp, să știți, se va pierde în timp. Credința produsă de om. De mintea omului, de sentimentele omului, de psihicul omului, de sufletul omului. Credința produsă de Dumnezeu nu se pierde, de lucrarea Duhului Sfânt, de intervenția Duhului Sfânt. De aceea eu nu-mi permit personal să spun că mântuirea lui Dumnezeu poate să sufere o pierdere, dar sunt înclinat să spun și totdeauna voi spune lucrul ăsta că credința omului, când vezi o problemă în viața omului, să știi că acolo e credința omenească problemă, nu mântuirea lui Dumnezeu. De ce să vorbim noi dezaprobator despre lucrarea lui Dumnezeu? Să vorbim dezaprobator despre ceea ce face omul, nu despre ceea ce face Dumnezeu. Ăsta este primul aspect pe care îl subliniez. Nu se face diferența între lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului. Și apropo, căutați în Biblie să vedeți pierderea mântuirii, pierderea regenerării. Unii scriu vreodată în Biblie, au pierdut nașterea din nou. Sau au pierdut justificarea. Nicăieri în Biblie nu găsește așa ceva. Sau au pierdut răscumpărarea. Au pierdut împăcarea cu Dumnezeu. Nu există în Biblie expresiile astea, pentru că mântuirea nu se pierde. Se pierde credința omului, aia se pierde. Veți găsi că s-a lepădat de credință, că și-a călcat credința. Asta e cu totul altceva. A doua observație. Nu se înțelege limbajul uman-fenomenologic din Scriptură. Am mai spus lucrul acesta în câteva mesaje și îl repet.
Limbajul fenomenologic al Scripturii înseamnă următorul lucru. Că Biblia ne descrie anumite situații din punct de vedere al observației exterioare. Exemplu. Vine cineva din afară în adunare și spune: cred și eu în Domnul Iisus. Vezi că s-o lăsa de alcool, s-o lăsa de tutun, s-o lăsa de curvii, s-o lăsa de păcate în astea exterioare, de viciile lui. Vine la adunare o perioadă de timp, cântă cu noi, se roagă cu noi și spune că vrea să fie botezat. Și noi îl botezăm și îl primim membru în adunare. Vă întreb, îi sigur 100% că omul acela este regenerat? Nu. Dar noi îl tratăm ca un frate. Noi funcționăm cu o optică umană care este failibilă. Noi încercăm să vedem dacă el e născut din nou. Dar vedem atâtea cazuri și ocazii în care oamenii înșiși au spus: domnule, n-am fost născut din nou, am predicat, am fost în comitet, nu am fost născut din nou. Nu am... El spune, nu noi despre el. Că el cunoaște ce s-a întâmplat în viața lui. Da? Deci cineva poate să imite și Satan îl poate ajuta să imite foarte, foarte mult lucrarea Duhului Sfânt. Aici ține și de maturitatea și capacitatea unei adunări și de călăuzirea Duhului Sfânt de a discerne că nu-i naștere din nou cu adevărat. Aici e o problemă gravă, dar e de discutat în alt caz, da? Ei, limbajul fenomenologic în Scriptură este tocmai lucrul ăsta. Biblia vorbește despre niște oameni care au intrat în adunare și au plecat din adunare. Și spune că și-au pierdut credința sau și-au lepădat credința. Ce înțelegem noi din lucrul ăsta? Nu înțelegem că și-au pierdut nașterea din nou, îndreptățirea, răscumpărarea, reconcilierea. Ci înțelegem că oamenii aceia au lepădat lucrurile pe care am văzut noi că le-au luat. Au lepădat biserica, au lepădat cuvântul, au lepădat Evanghelia, da? Au lepădat credința mărturisitoare, pretențiile lor cu gura. N-au lepădat credința mântuitoare, ci credința mărturisitoare. Cred și eu ca voi. Mă botez eu ca voi. Cânt și eu ca voi. Asta e credință mărturisitoare. Lucruri exterioare pe care le poate face și un papagal. Dacă îl dresezi bine. Dar aminte un om. Dar aminte un om. Multe pasaje din Biblie care sunt privite ca pasaje care argumentează pierderea mântuirii, de fapt sunt pasaje care ne descriu o transformare exterioară. Omul vorbește din punct de vedere al opticii lui umane. Că frații din biserica primară și oamenii care trăiau în vremea aceea, indiferent de lucrarea care, a Duhului Sfânt care era atunci, nu credeți că aveau ceva detectoare din asta? Sigur e născut din nou asta. Spune 100%. Nu există așa ceva. Oamenii spuneau, da, domnule, ăștia au fost între noi și acum nu mai sunt. Și-au lepădat credința. Declarațiile pe care le-au făcut, mărturisirile pe care le-au făcut inițial, acum le-au lepădat. Și asta spunem despre ei. Domnule, și-au pierdut credința. Și-au pierdut credința. Este treaba lui Dumnezeu, este treaba lui Dumnezeu să afirme despre ei că au fost îndreptățiți, că au fost iertați, că au fost împăcați cu Dumnezeu, că au fost regenerați. Ne vom uita în întâlnirile următoare la ceea ce spune Petru. Petru nu-și permite să spună despre învățătorii falși că au fost iertați de păcate, că au fost făcuți părtași firii dumnezești. Nu-și permite să spună asta. Că ei au avut promisiunile lui mari și scumpe. Nu-și permite. Știți ce-și permite Petru să spună? Că au lepădat o transformare exterioară de care au avut parte. Și ca scroafa care a fost spălată, nu transformată și schimbată în natura ei, s-a întors înapoi acolo unde era natura ei să se ducă. Asta își permite Petru să vorbească de ceea ce el a observat în exterior, că nici Petru nu le știa inima la toți ăștia. Da? A treia greșeală care se face și care duce la doctrina pierderii mântuirii. Nu se înțelege semnificațiile multiple ale unor termeni. De exemplu, termenul foc în Biblie are mai multe semnificații. Vezi stârpul acela de foc care era pozitiv într-un fel, că le făcea lumină. Vezi foc, de exemplu, la cinzecime, care nu ardea pe nimeni și nu mistuia pe nimeni, nu distrugea pe nimeni. Vezi în Biblie focul Domnului care distrugea la un moment dat. Vezi la un moment dat în Scriptură, unde spune Scriptura că este un foc care nu se stinge. Vezi, de exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 3, unde spune că lucrarea lui va fi arsă în foc, lucrarea unui om, nu omul. Și acolo focul este un foc al testului. De asta spuneau metalele în foc, ca să fie testat. E autent, să fie curățit, să fie testat. Este un foc al testului. Nu iei focul și interpretezi peste tot la fel. Doamne, foc înseamnă nenorocire totală. Stai puțin, domnule. Te uiți în context. Ce spune contextul ăsta despre foc? Termenul mântuit, de exemplu. Citești psalmii, un psalmist trece printr-o situație grea, printr-un necaz, îl urmărește cineva. Are o boală, are un necaz și spune că Dumnezeu l-a mântuit. Mă, dacă era bolnav, de ce l-a mântuit Dumnezeu sufletul?
că el avea nevoie să fie vindecat. Nu, termenul mântuit în pasajul ăla se referă la vindecare. Vine o femeie, este vindecată de Domnul Iisus sau un bărbat și spune, credința ta te-a? Pe cum a mântuit-o dacă avea nevoie de vindecare? Și Biblia spune că s-a dus acasă vindecată. O mântuit-o s-a dus vindecată acasă. Termenul mântuit are semnificații multiple. Sau femeia va fi mântuită? Deci numai prin Domnul Iisus Hristos. Ai făcut 2-3 prunci, n-ai treabă, soră. Nu, termenul mântuit în pasajul acela se referă la altceva. Femeia care nu are voie să predice în adunare este ridicată din poziția ei, pentru că în casa ei este pedagog și învățătoare și le dă copiilor ei Evanghelia. Și spune asta Pavel în epistolele lui Timotei, unde laudă pe mama lui Timotei, pe bunica lui Timotei, care au fost niște femei care s-au mântuit, s-au ridicat într-o poziție extraordinară prin faptul că i-au transmis învățătura Sfintelor Scripturi care poate duce la mântuire lui Timotei. Da? Deci termenul mântuit, termenul credință are semnificații multiple în Sfânta Scriptură. Vedeți, de exemplu, niște văduve tinere, vorbește Pavel despre ele, care spune că și-au călcat credința antică, vor să se mărite din nou. Ce treabă are, domnule, faptul că vrei să te măriți cu faptul că ți-ai călcat credința? N-ai voie să te măriți? Ce spune Pavel acolo? Pavel vorbește despre femei care au rămas văduve și au spus, domnule, nu ne mai trebuie bărbați, ne aducem aminte. Și spune, când le aprinde pofta, din nou vor să mărite iarăși. Problema lui Pavel cu el nu este că vreau să se mărite, că după aia spune, sfătuiesc, dar ca aceste femei să se mărite, poruncește ca aceste femei să se mărite. Deci problema lui Pavel nu era să se mărite, ci că au făcut o promisiune, o credință pe care acum o călcau. Deci termenul credință are semnificația de promisiune, are semnificația de învățătură scripturală. De multe ori este folosit termenul credință pentru oameni care nu au crezut cu adevărat în Iisus. De exemplu, în Ioan au văzut niște minuni a lui Iisus și au zis că au crezut în El. Și întreabă oamenii, dar oare când va veni Iisus, Hristosul, mă scuzați, când va veni Hristosul, va face minuni mai mari? Ăsta era Hristosul. Ce-au crezut ăștia? Ioan vorbește folosind termenul credință cu privire la orice credință. Au crezut cum au crezut ei, mulți au crezut în el, dar nu mărturiseau pe față. Păi ce credință aia? Prin credința din inimă și mărturisirea cu gura să ajunge la mântuire. Ăștia credeau, dar numai așa pe ascuns. Nu era credință mântuitoare, da? Deci nu se înțelege de foarte multe ori semnificațiile multiple ale unor termeni. Și trebuie să te uiți atent în pasajul ăsta. Despre ce vorbește, domnule? Dacă e despre învățătură, credința asta înseamnă a renunțat la o învățătură creștină. În 1 Timotei 4, Pavel vorbește, de exemplu, despre unii oameni care s-au lepădat de credință, da, s-au lepădat de credință și au adaptat, zice el, învățăturile dracilor. Adică au lăsat o învățătură creștină și s-au dus după învățătura dracilor. Nu vorbește despre credința lor în Hristos, ci despre învățătură creștină, da? Asta este a treia greșeală care se face. A patra. Se pornește de la presupoziția, imposibil de demonstrat, că cei care părăsesc creștinismul au fost cu adevărat mântuiți. Aici e un lucru important de observat. Când mi s-a întâmplat de foarte multe ori să vorbesc cu unii oameni și spun, domnule, spun 100% sigur că ăsta a fost mântuit. Da? De unde spui tu 100% sigur? De unde spui tu 100%? Când cineva spune, eu, dacă vorbim cu cineva care crede în pierderea mântuirii, spune, dar tu de unde știi că și-o pierdut cineva mântuirea? Eu știu câțiva oameni și știe el pe cineva. Și eu îl întreb, tu poți să-mi demonstrezi 100% că el a fost mântuit? Și orice om normal la cap. Deci dacă e nesincer atunci, dar eu pot să demonstrez 100%. Nu poate. Nu poate. Cum poate să-ți demonstreze? Vă întreb, cum poate să-ți demonstreze 100%? Având cunoașterea infailibilă a lui Dumnezeu care pătrunde inima în profunzimile să spună, da, bă, ăsta 100% a fost mântuit. Nu, astea sunt povești nemuritoare. Nimeni nu poate demonstra că în viața lui n-a fost decât o influență moralizatoare a cuvântului. Nu mântuitoare, moralizatoare. Nimeni nu poate demonstra lucrul ăsta. Nimeni nu poate demonstra că în viața lui n-a fost decât o transformare exterioară, superficială. Și adevărul este că noi suntem suficient de nerăbdători ca să așteptăm să vedem, omul ăsta e mântuit cu adevărat sau nu. Ne bucurăm că a venit cineva, păi ăștia sunt ăștia care fac botezul, domnule, pe bandă rulantă. Fac botezul, dacă cineva vrea de acolo din sală, nu știe cine. Dacă ar fi Satana întrupat acolo și spune, crezi și eu în Domnul Iisus, că el de fapt crede în Domnul Iisus, apropo, credea chiar mai mult decât farisei din vremea Domnului Iisus. Și s-ar duce Satana întrupat să boteze, ăștia l-ar boteza. Ascultați-mă, l-ar boteza, că ei iau pe bandă rulantă. Domne, cine vrea? Toți la botez acum, nici nu trebuie. Hai, ne avem noi pe aici, un cerșaf alb pe tine, îl botezăm. Asta nu... Normal, că după aia zice, s-o pierdut mântuirea. Ce să-și piardă mântuirea, domnule? Tu n-ai știut nici măcar cine e ăla. Tu n-ai știut dacă nu e un drac cu fățișare de om, l-ai botezat. Cum poți tu să-mi spui despre ăla că a fost mântuit? Tu nici nu știi, mă, că tu atunci l-ai întrebat la botez care-i numele lui, mă.
Tu nu știi numele lui, nu știi de unde vine, nu știi ce-a făcut în viața lui, habar nu ai nimica. Poate l-a să mai botezat de 100 de ori. Cum poți tu să spui de la că și-a pierdut mântuirea? Că n-ai mai auzit niciodată de el. Oamenii atât de nerăbdători în a vedea convertiri încât primesc o grămadă de neconvertiți. Și spun despre ei după aia că și-a pierdut mântuirea. Stai puțin. Și când se folosesc atâtea metode false, manipulative, masă de evangelizare, da, de strângere de convertiți, da, de strângere de convertiți, normal că ajungi să spui da, și-a pierdut mântuirea. Deci spui despre lucrarea lui Dumnezeu că e problemă. Nu spunem despre evangelizările noastre că e problemă. Nu spunem că noi am fost nerăbdători și asta e o problemă. Nu spunem că e o problemă că nu facem catehizare sănătoasă. Nu spunem că în bisericile noastre nu se predică evanghelia curată. Nu spunem că ne-am grăbit la botez cu ei. Nu spunem că i-am primit prea repede membri. Spunem că și-o pierdut mântuirea. O problemă cu lucrarea care a făcut-o Dumnezeu acolo. Nu, e o problemă cu noi. Întotdeauna este o problemă cu omul. Întotdeauna este o problemă cu omul. Despre alții se spune că și-o pierdut mântuirea fără să fie așteptat suficient de mult timp să vadă. Este o cădere temporară de care au parte mulți credincioși, adevărați, sau este o cădere totală, definitivă? Că sunt două lucruri diferite. Cădere temporare avem fiecare dintre noi, perioade mai lungi sau mai scurte de timp, da? Ce spunem noi este că cei care părăsesc definitiv, irevocabil creștinismul, nu au fost niciodată mântuiți. În al cincilea rând, se pornește de la experiență spre text. Din experiență vă spun lucrul ăsta, discuți cu oamenii, poți să-i aduci, ascultați-mă, tomuri întregi de argumente. Text după text, text după text. Să-i arăți că lucrarea mântuirii este o lucrare robustă, puternică, că Hristos poate să mântuiască în chip desăvârșit. El are un exemplu. Știu eu pe cineva. Știți ce înseamnă asta? Ca și cum ai luat Biblia, arunca-o pe spate, băi, lasă-mă pe mine, eu știu pe cineva care a fost mântuit. Asta înseamnă să pornești de la experiența ta, în care ai văzut pe cineva, spre textul Scripturii. Și să spui, pentru că eu știu eu pe cineva care a fost mântuit și acum nu mai e mântuit, și și-a pierdut mântuirea, înseamnă că în Biblie undeva trebuie să fie doctrina asta pierderii mântuirii. Și înseamnă că când am văzut cuvântul căzut, scrie căzut, frate! Scrie foc, gata, focul pe el! Stai, mă, omule, puțin, stai să vedem în context despre ce să vorbim. Ce? Nu, eu știu pe cineva. Și se pornește de la experiență spre textul Scripturii și modificăm Scriptura cu experiența pe care noi avem. Și să știți, experiența poate să fie un stăpân necruțător. Noi avem foarte multe experiențe pe care le interpretăm greșit. Și dacă te duci cu experiențele tale la Biblie, ajungi să faci harcea partea din Biblie. Sau cel puțin în mintea ta, Biblia e harcea partea. Nu mai e Biblia ce spune ea, ci ce vii tu cu experiențele tale de afară și spui Biblia asta spune fiindcă știu eu ce am trăit. Aici este un lucru important. Ce experiența sau exegeza? Vom ajunge, apropo, imediat la Petru, unde Petru vorbește despre vedenia aceea, venirea, parousia Domnului Iisus pe muntele schimbării la față. Și Petru, după ce povestește experiența aia, spune, dar vă spun ceva, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Și ce spune Petru? Mă, nu pornim de la experiență spre exegeză. Pornim de la cuvântul prorociei să interpretăm ce s-a întâmplat acolo. De la cuvânt ne ducem spre experiență. Eu voi interpreta tot ce se întâmplă în viața mea în funcție de ce spune cuvântul. Dacă Satana într-o zi te-ar convinge că poți să-ți pierzi mântuirea, să nu-l crezi. Pe mine nu mă interesează ce spune Satan, eu simt că mi-am pierdut mântuirea. Poți să simți ce vrei tu. Tu crezi ce spune Biblia sau ce simți tu? Nu e de multe ori, eu într-o zi simt să nu mănânc. Dar mănâncă și eu că trebuie să mănânc, Domnule. Poate nu mănânci că ești bolnav. Mănâncă tocmai ca să nu rămâi bolnav. Nu te iei după experiența ta. Și îți modifici toată realitatea vieții după experiența ta. Nu las ca cuvântul lui Dumnezeu, interpretat, exegetat, săpat în el, prin lumina Duhului Sfânt, să definească viața mea, să corecteze viața mea, experiența mea. Nu distrug textul cu experiența mea. În al șaselea rând, sunt puțini oameni care vor să afle dacă textul biblic nu cumva prezintă o altă poziție. Sunt puțini oameni care zic, domnule, stai puțin. Hai să-l ascult pe ăsta. Unii spun, domnule, după, am mesaj din astea o grămadă, deci dacă v-aș da... Oamenii care știu să înjure cel mai bine, așa zici și pocăiți. Deci vă pot da zeci de comentarii. Dar ăștia înjură cu versete din Biblie. Ăștia cu versete din Biblie. Știu expresiile tot. Deci te îmbracă cu expresii, te blindează cu expresii din Biblie. Și unul spun, am primit comentariul ăsta de multe ori. Zice, n-am ascultat nici măcar 2 minute din ce ai spus și după aia începe cu gloanțele din Biblie. Dom'le, dacă n-ai ascultat 2 minute... Cum ai înțeles tu poziția mea? Cum ai înțeles tu argumentele mele dacă tu n-ai... Apropo, YouTube-ul te ajută să vezi toate clipurile pe care le ai, cât vede, cât se uită oamenii în ele. Am văzut 5% și are comentarii mai mult decât am scris eu, decât o ascultat. Deci el nu a ascultat
nici măcar 30 secunde, dar un comentariu mai lung decât ce am vorbit eu. Păi cum poți tu să spui ceva despre ce cred eu dacă tu ai ascultat 1%? Cum poți? Cum poți? Problema este că oamenii nu își pun mă, poate există, poate e altfel. Uite, dacă ăsta spune că e altfel, hai să ascult ce argument are ăsta. De 30 de ani aud în biserică că mântuirea se pierde. Știu un milion de argumente. Hai să-l aud pe ăsta ce spune. Oamenii măcar nu-și pun problema să stea să gândească în liniște. Dom'le, hai să văd, poate există altă variantă. Și omul care e setat așa, să știți, omul care e setat așa, indiferent ce îi spune, dacă i-ai dat niște argumente fantastice, el spune, dar ce zici de textul ăla? Tot, asta va fi replica acestor oameni. Dar textul ăla ce spune? Mă, dar ți-am adus un milion de texte, până acum ți-am adus 1000 de texte care spun așa, tu mai ai un text, da? Dar fiindcă un text spune altfel decât astea 100, prin un text distrug toate astea 100 de texte. Ce nu e normal. Nu e normal. Eu ți explic 100 de texte și tu spui, da, eu știu un verset care spune altfel. Acum o fi un verset care ți se pare ție că spune altfel. Și el totdeauna mai are un alt text. Dar mai găsit un text. Și după o săptămână îmi zice, am mai găsit un text. Ce nu e normal. Nu e normal, da? Mulți dintre ei nici măcar nu spun posibilitatea. Nu vor să asculte. Dom'le, ia și ascultă, da? În al șaptelea rând, se evită sau se interpretează pasajele doctrinare prin prisma narațiunilor. Ascultați ce spun aici. Asta e o regulă de interpretare simplă. În Biblie avem pasaje narrative sau descriptive în care, simplu spus, este o întâmplare. Ce se spune o întâmplare? Și avem pasaje doctrinare. Doctrinare. Diferența dintre ele e simplă. Pasajul doctrinar este scris cu intenția de a te învăța ceva. Un anumit subiect. Da, se pune Pavel și începe să-ți scrie despre mântuire, despre har, despre convertire, despre... El asta vrea să te învețe. Pasajele narrative sunt lăsate ca să-ți ilustreze un anumit adevăr. Să-ți ilustreze o anumită învățătură. Întrebarea este, ce te ajută pe tine să formulezi o doctrină? Doctrinele din Biblie sau pasajele narrative? Logic, orice om care gândește bine, spune, domnule, întâi mă uit la ceea ce mă învață omul ăsta specific despre mântuire, și după aceea mă duc la exemplele din Biblie sau la narațiunile din Biblie și le interpretez. Eu îi spun, uite, doctrina despre mântuire, în Efeseni 1 spune că Dumnezeu Tatăl ne-a ales din veșnicie, Domnul Iisus a murit pentru noi, Duhul să ne pecetulește ca să ne dea siguranța mântuirii. Da, dar Saul și-a pierdut mântuirea, că după aia a intrat Satan în el. Mă, omule bun, dar ce treabă are Saul cu Efeseni 1? Că n-am priceput. Da, dar Iuda? David? O găsit în curvie? Dar mai... Samson? Mă, stai puțin, suntem la Efeseni 1, unii ne învețe că... Tu ai vreun argument pe Efeseni 1? Spune, el ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Da, dar Saul? Omule bun, este un pasaj care a fost scris cu scopul de a te învăța ce este mântuirea. Care este lucrarea Tatălui, Fiului și Duhul Sfânt în mântuire. Ce treabă ai tu cu Saul? El se duce cu exemplu lui Saul la un pasaj profund doctrinar, la care nu ai ce comenta. Nu ai ce comenta. Și vrea să distrugă un pasaj doctrinar pentru biserica lăsată, pentru biserica noului legământ, adică pentru mine și fratele Sorin și ceilalți, și vrea să distrugă un pasaj doctrinar cu exemplul lui Saul. Saul lui Iuda, Saul lui Samson. Și nu e normal. Pasajul doctrinar trebuie să te ajute să interpretezi experiențele oamenilor. Să interpretezi narațiunile acelea. Narațiunile sau pildele. Câtă doctrina pierderii mântuirii n-am găsit făcută pe pilde. Care au fost scrise și alea cu scop de a ilustra un singur adevăr. Da, un singur adevăr. În al 8-lea rând. În al 7-lea rând, mă scuzați. Se evită... De fapt, suntem 8. În general, nu se studiază scopul și subiectul pasajului. Foarte important. Eu mă pun la un pasaj din Biblie, da? Deschid Biblia. Prima întrebare care ar trebui să fie în mintea ta este următoarea. Despre ce vorbește pasajul ăsta? Acum, ai multe versete acolo, găsești multe cuvinte. Multe cuvinte. Tu nu te uiți la un cuvânt... Ați văzut predicare din asta. Vreau să vă arăt cum e predicarea în general. Așa se face și doctrina pierderii mântuirii de multe ori. Fiți atent. Așa se face de multe ori predicare. Ia auziți. Am deschis aleatorul, da? Voi aveți de tată pe diavol, fraților! Uitați ce spune Biblia. Voi aveți de tată pe diavol. Despre ce vorbește pasajul ăsta? Mai trece așa. Uitați ce spune. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Fraților, noi oare spunem adevărul? Aha, sunt mulți care nu spun adevărul.
Dar Domnul Iisus spunea adevărul. Oamenii din lume nu spun adevărul. Dintre noi spun adevărul, dar nu toți, numai unii. Și face aplicații aleatoriu. El nu știe despre ce vorbește textul. Nu știe pentru ce a fost scris. Nici măcar poate nu știe capitolul din care citește. Domnule, scrie cuvântul adevăr. De la cuvântul adevăr poate să se ducă peste tot. Scrie cuvântul diavolul. Diavolul face aia, face aia, face... Domnule, despre ce vorbește textul ăla? Care a fost scopul lui Ioan când a scris Ioan capitolul 8? Ăla a avut un scop în minte, omul ăla. Ăla n-a scris așa iurea. Ai spus, scriu și eu. Ați văzut că Petru spune, v-am scris aceste lucruri ca să vă trezeți mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să credeți că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul de care s-a lipit. Îți spune de ce ți-o scris aia. Scopul pasajului. Da? Atunci când, ăsta este un test foarte bun, atunci când un om spune, dar uite, în pasajul ăla spune așa, eu pe mulți întreb, dar ce scrie înainte? Care e versetul dinainte? Tu nu știi despre ce vorbești pasajul ăla. Și îmi spui mie că alcool vorbește despre pierderea mântuirii, tu habar n-ai care e subiectul pasajului. Tu n-ai studiat în viața ta măcar versetul dinainte. Expresia dinainte. Asta e valabil și cu privire la noi. Care, de ce predicăm expozitiv? Predicăm expozitiv ca frații care stau în adunare și ascultă să zică, aha, acum văd cum se leagă versetul 2 de versetul 3 de versetul 4 de versetul 5. Asta e tema pasajului, despre asta vorbește pasajul. Uite ce spune Petru despre pasajul ăsta, de asta predicăm expozitiv. Ca omul să vadă, este un subiect, da? Este o, a fost o intenție a autorului în pasajul respectiv. Să știți, Biblia niciodată nu o să însemne pentru noi ce n-a însemnat pentru cititorii inițiali. Deci dacă un frate citea din Efeseni un lucru și înțelegea ceva, asta ar trebui să înțeleg și eu, nu altceva. Că semnificația, textul nu se schimbă peste veacuri. Intenția Duhului Sfânt cu privire la Scriptură rămâne aceeași. Și asta este o greșeală fatală care se face. Nu se studiază subiectul pasajului și intenția autorului. Acum veți vedea că în Sfânta Scriptură veți găsi, de exemplu, vă dau un exemplu care mi-a venit în minte. 1 Corinteni capitolul 5 vorbește despre un om care a fost dat pe mâna Satanei ca trupul lui să fie nimicit, iar sufletul lui să fie mântuit în ziua lui Hristos. Și eu spun, vedeți, acolo e doctrina păstrării mântuire. Biblia, Duhul Sfânt a intenționat ca prin pasajul acela să ne vorbească că mântuirea noastră e sigură. Eu sunt calvinist și vreau să vă dau siguranța mântuirii din pasajul ăla. Frați și surori, pasajul ăla vorbește tangențial despre mântuire. Pasajul în întregimea lui vorbește despre disciplinare și excomunicare din biserică. Ăsta e subiectul pasajului. Tangențial aduce și subiectul mântuirii, dar tangențial. Scopul pasajului nu este să ne vorbească despre mântuire, ci despre disciplinare. De aceea este important să văd. Pasajul pe care eu îl am în față vorbește intențional ca subiect principal despre mântuire sau nu? Dacă nu vorbește intențional despre mântuire, veți vedea că pasajele folosite pentru pierderea mântuirii, multe dintre ele ies din calcul. Pentru că ating numai tangențial subiectul mântuirii. Scopul autorului n-a fost să vorbească despre mântuire, ci despre un alt subiect, dar tangențial a vorbit și ceva despre mântuire. Și important să facem lucrul acesta, să vedem care este intenția autorului. Când citiți Biblia acasă, ce a vrut Duhul Sfânt să spună prin porțiunea asta de text? Care e tema pasajului, subiectul pasajului? Nu-mi dai eu părerea care e. Trebuie să vedem Biblia care e. Dar nu aștept o lumină specială de la Duhul Sfânt. Nu, nu mi-a zis un proroc că pasajul ăsta înseamnă asta. Da? 9. Se obișnuiește să se afirme opusul afirmațiilor unor texte. Pentru mine asta este aproape blasfemiator. Blasfemiator. De multe ori citești un pasaj și omul care crede în pierderea mântuirii spune exact opusul. Vă dau un exemplu care l-au foarte des. Auziți. Cel ce va virui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum. Nu știu dacă ați auzit argumentul ăsta. Auziți cum am auzit eu predicat textul ăsta, dar nu-ți vine să cred. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Vedeți că sunt unii de la care le se poate șterge numele din cartea vieții? Fratele meu, auzi ce spune Biblia. Nu-i voi șterge nici de cum. Ce înseamnă asta? Sub nicio formă nu o să ștergi. Fraților, aveți grijă, Dumnezeu e cu radiera. Hai că te o ștergi imediat. Aveți grijă cum trăiți. Omule bun, pasajul este scris să mă încurajeze, nu să mă sperie. Îmi spune, nu-i voi șterge numele. Și el mă învață din pasajul ăsta că numele se șterge. Pentru mine asta e aproape diabolic. Dom'le, citești Biblia pe invers. Eu am auzit că există o Biblie asta satanistă în care e scrisă invers. Nu știu dacă există, habar n-am. Dar am impresia că unii exact asta fac. Biblia spune, vrea să te încurajezi, frate Avram, nu-ți va șterge Dumnezeu nici de cum numele din cartea vieții. Asta spune Duhul Sfânt și eu spun, frate, hai grijă, că dacă nu, Dumnezeu poate să șteargă numele din cartea vieții. Dom'le, cum poți citești invers? Cum poți citești invers? Când textul e atât de clar, vedeți ce înseamnă să vii cu presupoziția ta asupra textului? Totul vezi negru, totul vezi sucit, totul vezi invers. Totul vezi invers. Și sunt multe pasaje de felul acesta care dau siguranță și îi spun, vezi, ai grijă.
Ai grijă. Sau adăugiri la anumite texte. Spune, nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Romani 8. Și ce am auzit predicând din textul ăsta? Nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus afară de voința ta. Fantastic, dude. Eu n-am găsit nota aia de subsol acolo la Romani 8. Mă, fiți atenți, acum nu luați voi siguranța dragostei lui Dumnezeu de aici. Aveți grijă. Mă, v-ați bucurat prea repede, Sorin. Ia uite-te și la nota de subsol. Spune afară de voința ta. Deci până la urmă n-ai nicio siguranță că poți să cazi din dragostea lui Dumnezeu. Și mulți distrug toate textele în felul acesta. Citesc exact opusul a ce spune pasajul. Să afirmă lucrul opus a ceea ce spune pasajul. 10. Abuzul și interpretarea unor termeni în afara contextului. Foc, ars, pierdut, căzut, părăsit, da? În Evrei 6, de exemplu, avem termenul căzut care se referă la o cădere de moralitate, de maturitate, nu la o cădere de moralitate sau de mântuire. Și sunt multe alte pasaje. Vorbește Pavel în 1 Timotei 1 cu 19, de exemplu, despre niște oameni care învățau lucruri stricăcioase care a dat pe mâna satanei. Ca să învețe să nu hulească. Îmi spuneau niște afirmații doctrinare care însemnau un fel de hulă. Pavel spunea, am dat pe mâna satanei, dar după el ne învață ce se întâmplă cu oamenii dați pe mâna satanei. Zice, ca să învețe. Nu zice, ca să se ducă în iad, ca să învețe să nu hulească. Deci a fost o disciplinare pedagogică. Pedagogică, da? 11. Nu se face diferența dintre cazuri individuale și situații corporative. Și vă dau doar două exemple. Important să vezi, Biblia vorbește la general aici, despre o națiune, despre un popor, despre o biserică sau vorbește despre un individ. Una este ca Dumnezeu să pedepsească o adunare și alta este să te pedepsească pe tine. Sunt două lucruri complet diferite. Vă dau un exemplu. Romani 11:25. Fraților, pentru ca să nu vă socotești singuri înțeleți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Fraților, vedeți că Israelul a căzut în împietrire? Și noi să avem grijă să nu cădem în împietrire. Despre cine vorbește textul? O parte din Israel. E simplu? Textul vorbește despre o parte din Israel. Nu vorbește despre noi. Noi suntem din Israel? Nu, că vorbește despre intrarea numărului de plin al neamurilor. Noi suntem dintre neamuri. Se arată clar în text. Dar textul este folosit pentru asta. Romani 11. Apocalipsa 2:5. Domnul scrie unei adunări. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut? Căzut din mântuire, nu? Nu! Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Nu zice, întoarce-te din nou la Dumnezeu, să fii născut din nou, să fii împăcat cu Dumnezeu, să fii îndreptățit, să fii iertate păcatele. Vorbește despre o biserică aici. Astfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ce-i sfeșnicul în Apocalipsa? Unii zic că e mărturia, nu, zice, am văzut 7 sfeșnice care sunt 7 biserici. Deci Domnul zice, dacă nu vă pocăiți, distrug biserica asta, o rade pe fața pământului. Ceea ce s-a și întâmplat cu bisericile acelea. Ceea ce s-a și întâmplat cu bisericile acelea. Una e să vorbească Dumnezeu unei biserici, unui popor, unei națiuni, tuturor evreilor, da, ca și etnie, sau neamurilor. Lucruri total diferite, da? 12. Deseori se calcă principii gramaticale elementare. De exemplu, se iau pasaje care vorbesc despre responsabilitatea omului și sunt transformate în pasaje care vorbesc despre pierderea mântuirii. Putem să dăm poate fiecare dintre noi 10 aici, sute de pasaje. De exemplu, Biblia spune să răbdăm până la capăt, da? Biblia spune răbdați până la capăt. Puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Hristos. Sute de imperative din Biblie. Biblia spune, fă asta, fă asta, faceți asta, faceți asta. Ce interpretează unii? Fii atent. Zice să rab până la sfârșit. Asta înseamnă că poți să nu rab până la sfârșit. Mă, pasajul atâta îți spune. Să rab până la sfârșit. Ce ți e greu să te oprești la ce spune? Biblia îți dă un imperativ. Biblia nu spune acolo. Biblia îți arată responsabilitatea ta. Biblia nu face acolo profeție că tu îți vei pierde mântuirea. Spune, domnule, responsabilitatea ta este să faci lucrul ăsta. Că fratele Sorin sau Rado sau cine mai aveți oameni în subordine, spune, fă-te rog lucrul ăsta. Tu faci o profeție atunci că el nu va face lucrul ăla? Nu, domnule, tu îi spui ce trebuie să facă. Ce trebuie să execute omul ăla? Tu nu profețești? Aha, le-am spus la ăștia să facă doi paleți cu nu știu ce? Eu sunt sigur, le-am spus asta pentru că ei nu vor face lucrul ăsta. E absurd, nu? Tu le-ai spus ca să facă și nu să facă. Că nu o să facă desăvârșit, că o să întârzie sau nu, dar o să facă. De asta le-ai spus ca să facă. Tu nu le-ai spus
gândindu-te, a, eu le-am spus lucrul ăsta, deci trag concluzia din faptul, cum ar fi să gândească angajații lui? Fii atent, din faptul că el ne-a spus să facem paletul ăsta cu bolțari, rezultă că el crede că noi nu o să facem niciodată paletul ăsta cu bolțari. Așa interpretează unii. E absurd, e la proprii copilărește, n-ai cum să ajungi la doctrina, numai dacă vrei să forțezi lucrurile să-ți iasă așa. Sau, ei ne-au pus semne de ce ne-au pus ăștia semne de circulație? Ne-au pus semne de circulație pentru că ei vor ști că eu pe serpentine, că v-am mai dat exemplul ăsta, pe serpentine la 1.30 la oră, ei știu că eu o să merg cu 200 la oră. Nici dacă aș vrea, n-ar putea să merg pe acolo cu 200 la oră. Ei de asta le-au pus că eu o să merg cu 200 la oră. Știind, profețind că eu voi merge cu 200 la oră. Nu. Scopul pentru care au pus semnele alea e ca eu să mă țin de ele. Dar asta mă învață, atâta mă învață pasajul ăla. Pasajul mă învață că eu sunt responsabil. Nu mă învață că eu o să cad, că eu o să pierd. Eu sunt responsabil. Asta mă învață pasajul. Da? Deci din punctul meu de vedere nu se cunoaște o gramatică elementară. Poți face tu diferența într-un imperativ și un indicativ? Ce trebuie să fac și ceva ce s-a întâmplat deja? Sau între un pasaj care îți arată responsabilitatea ta sau un pasaj profetic care arată ceva ce se va întâmpla cu siguranță? Să nu faci distincții în asta, atunci bătrânii de 4 clase care au condus adunările știau mai multă gramatică decât oamenii ăștia. Care sunt oameni care trăiesc în secolul 21. Nu vreau să jignez pe nimeni, dar asta e senzația mea. Se introduc în text, a 13-a greșeală, se introduc în text implicații care nu sunt afirmate nici explicit și nici implicit. Asta este una dintre greșelile fundamentale. Cum am spus mai înainte, pasajul spune puneți nădejdea în Hristos. Rezultă că, rezultă că. De ce nu completa Petru? De ce trebuie să completezi tu? Nimeni nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Afară de voința mea. Dacă Duhul Sfânt vrea să scrie afară de voința ta, scrie el acolo. Nu trebuie să completezi tu. Deci nu trebuie să vii tu. Noi credem în infailibilitatea Scripturii. În realitate nu credem. În realitate știm noi că mai trebuia completat. Petru ăsta, dacă ar fi scris acolo încă ceva, bine ar fi fost. Uite cum interpretează ăștia Biblia. Ce bun sfătuitori am fi noi câteodată Duhului Sfânt. Și am explicat noi Duhului Sfânt cum ar fi trebuit să scrie multe texte. Dar să știți, în aceeași pericol putem cădea și noi. În unele pasaje în care nu scrie, să zicem noi, bine ar fi fost dacă aici ar fi scris ceva, dar spunem noi oricum, chiar dacă nu scrie. Dar induc eu, completez eu textul Scripturii, induc eu, cred eu că, uite ce ar însemna lucrul ăsta, chiar dacă pasajul nu spune asta. Nici de cum nu-i voi șterge, rezultă că prin implicație nu le șterge, dar putea să le șteargă. Și dacă ar putea să le șteargă, cel mai probabil că și le șterge la unii. Chiar dacă textul nu spune. Dar e clar că dacă spune că nu le șterge, înseamnă că poate și să le șteargă. Și mergi cu logică din asta și bași tu implicații în text. Implicații care nu trebuie nici deduse, dar nici impuse textului. Eu trebuie să observ, treaba mea, frați și surori, este să observ textul. În proces al observ, să observ ce spune textul, nu ce nu spune textul. Ce spune el, atâta, numai ce spune el, nu ce nu spune el. 14. Se folosesc pasaje descriptive, narrative din Vechiul Testament pentru a face doctrina mântuirii în Noul Testament. Din Vechiul Testament cu Noul Testament. Și acum Scriptura ne arată foarte clar. Există o diferență destul de mare între modul în care Dumnezeu lucra în Vechiul Testament și modul în care Dumnezeu lucrează în Noul Testament. Citiți capitolul Petru din 1 Petru, primul capitol, din nou, să vedeți. Că spune că profeții profețeau despre mântuirea asta care este păstrată nouă și ar fi vrut să ajungă la ea. Deci era ceva din mântuirea noastră care ei n-au avut. N-au văzut niciodată, au visat la ele și le-au dorit și n-au ajuns niciodată la ele. Nu mă duc și iau Vechiul Testament și tai în bucăți Noul Testament și doctrina mântuirii din Noul Testament cu Saul, Samson și nu mai știu cine. Distrug toate pasajele doctrinare, că am eu câteva exemple din Vechiul Testament. Da? Nu impun, sau o greșeală foarte mare făcută, nu impun pasaje, nici măcar pasaje de învățătură din Vechiul Legământ. Să le impun Noului Legământ. Un pasaj care este folosit foarte des și cu asta închei, din Vechiul Testament, sunt pasajele acelea când Dumnezeu pune în față, zice, spun în viața, moartea, binecuvântarea și blestemul. Și ascultați, este o eroare hermeneutică de interpretare fatală. Iei un pasaj de la
inițierea unui legământ și apoi de la reînnoirea vechiului legământ cu poporul Israel și te duci și începi să ameninți biserica. Fraților, noi nu suntem pe muntele binecuvântării și muntele blestemului, dar ne imaginăm că ar fi. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Spune, ce treabă are? E poporul Israel? Vechiul legământ? Niciodată în Noul Testament nu vezi repetat așa. Niciodată! Niciodată! Găsești altfel de pasaje care vorbesc într-un altfel de biserica Domnului Iisus Hristos. Găsești altfel de pasaje care vorbesc altfel despre cei care iasă din biserică, că au ieșit dintre noi și nu au fost dintre ai noștri. De aceea cred că este fundamental pentru noi să înțelegem hermeneutica, optica, presupozițiile, prejudecățile noastre cu care ne ducem asupra textului. Și ajungem în inconștient, ajungem în situația în care modificăm de multe ori Biblia, ca să dea cu doctrina noastră. Și lucrul ăsta este periculos și nesănătos. De aceea spun ca Dumnezeu să ne lumineze mințile, să citim Biblia așa cum Dumnezeu vrea, prin ungerea și puterea Duhului Sfânt. Amin.